ar putea fi varianta ideală pentru actuala echipă patronată de Gigi Becali, revenirea lui Cosmin Roiu? Ar putea să se întoarcă el vreodată sau vreodată, de ce nu acum, pentru că e liber de contract, să se întoarcă, să reconstruiască ceea ce s-a reușit, pentru că, repet, acest club trăiește din dezamăgire în dezamăgire. Ar fi o revenire spectaculoasă din punctul meu de vedere, mai ales după atâția ani petrecuți în străinătate. Deja practic a căpătat, pe lângă că avea experiență ca și performanță, a căpătat practic un plus de experiență, Oli. Ar fi o revenire spectaculoasă din punctul meu varianta, de vedere. O variantă ideală în momentul actual, pentru că tu știi foarte bine că, și nu este un secret, patronul se implică, e o persoană mai activă în ceea ce înseamnă viața echipei și... Da, probabil cu Oli ar fi altfel. Probabil că Oli ar stăpâni puțin situația, ar ști să gestioneze relația cu Gigi, relația cu echipa. Cred că ar fi cu totul altfel. Pentru că se vorbește foarte mult și de viitorul lui Toni Petrea și obiectivul său era clar să ia titlul. Iar, repede, după rezultatul de aseară, după ceea ce înseamnă finalul de sezon cu două etape înainte, e clar că vom avea un nou antrenor la această echipă. E posibil, deși s-a descurcat destul de bine din punctul de vedere. Echipa a avut rezultate, a avut meciuri bune în sezonul trecut, sezonul actual. Cred că o demitere, nu știu, ar trebui poate să-i se dea mai multă încredere. Simți că merită și el la rândul lui și că echipa ar trebui să se stabilizeze într-un fel sau altul și din punct de vedere al băncii, pentru că s-a tot schimbat și nu știu cât de mult folosește unor jucători. E nevoie de o stabilitate, în același timp e nevoie și de un antrenor care să se plieze pe stilul echipei, pe stilul Stelei, FCSB-ului, ca să nu intru în contradicție. E nevoie de mai mult la un antrenor la FCSB, la Steaua. Ar accepta Oli, așa cum îl știm? Destul de greu, cred. Destul de greu, cred că ar accepta, pentru că e nevoie de mai mult ca Oli să accepte, cred. Dar ar fi ceva, așa cum spuneai tu, vine de la un anumit nivel, nu mai spun din punct de vedere financiar, cu experiență, să se întoarcă în România, probabil principalul motiv ar fi să demonstreze că se poate din nou. Și mă gândesc că pentru ar fi două variante și se tot vorbește. Una este legată de acest club, FCSB, și a doua de echipa națională. Pentru că și Mirel săptămâna trecută, dacă nu greșesc, spunea la o conferință de presă că dacă ar fi să se dea la o parte și să vină Cosmin Roiu la echipa națională, pentru el n-ar fi nici cea mai mică problemă. Din contră, îi leagă o prietenie. De altfel, tu ai fost în aceeași perioadă, da, cu Mirel, cu Dică, sigur, la Steaua, și relația lor s-a păstrat și, din contră, a devenit și mai frumoasă peste ani. Da, o declarație interesantă, respectoasă față de Oli. Practic, am lucrat împreună și Oli s-ar plia, nu mai are nevoie de prezentare Oli, în modul de față, din punctul meu de vedere, ca și antrenor. A demonstrat atât aici cât și în străinătate.